tot mai puține nașteri de la o lună la alta, România are nevoie urgentă de măsuri pentru încurajarea natalității. De altfel, scăderea abruptă a numărului de nou născuți a devenit o problemă serioasă în multe țări europene. În funcție de stat, guvernele au mărit alocațiile și au acordat facilități fiscale pentru familiile cu copii. Cu aproximativ 17.000 de copii născuți pe parcursul unui an, în București au fost înregistrate cele mai multe nașteri din țară, arată datele Institutului Național de Statistică. Deși diferențele sunt mici și au existat scăderi și în urban și în rural, la orașe numărul bebelușilor este mai mare. Asta pentru că aici salariile sunt mai mari și există o calitate mai bună a serviciilor. Pe de altă parte, femeile devin mame la vârste mult mai înaintate. În anul 2022, peste 44% dintre nașteri au fost în rândul mamelor trecute de 30 de ani. Schimbările le vede și luminița care este bună de peste 13 ani. Cam după 30 de ani au început să după ce își fac un pic, să zic așa, o pornire cu cariera, fac copii, unu, doi. În lipsa unei strategii naționale, rata natalității în România a ajuns la pământ. În noiembrie 2023 s-au născut puțin peste 11.000 de copii, cu 1.600 mai puțin decât în luna octombrie. Comparativ cu 2022, când numărul lor a fost cel mai mic din ultimul secol, doar 171.000, cifrele sunt și mai îngrijorătoare în 2023. Singurătatea în rândul adulților este o problemă iarăși europeană? Aproape că am pierdut exercițiul de a ne împrieteni? de a sta împreună, familia este din ce în ce mai limitată. În plus, acolo unde sunt concentrări de populație, trebuie să existe și o rețea de creșe, grădinițe și servicii medicale necesare copiilor cât despre programe de încurajare a natalității, cele abia începute la noi în țară au fost oprite din lipsă de fonduri. Este vorba de sprijinul financiar în valoare de 15.000 de lei acordat sub formă de vouchere pentru a ajuta cuplurile infertile. Noi pentru 2024, din păcate, am primit doar bani pentru a finaliza cele 10.000 de proceduri aferente anului 2023. Spre deosebire de noi, alte țări europene au luat din timp măsuri. Franța acordă un sprijin la naștere de aproximativ 900 de euro pentru fiecare copil, iar ajutoarele cresc în funcție de numărul minorilor din familie. În Germania, locațiile sunt generoase, iar satul investește în infrastructura de îngrijire și facilitează accesul la creșe și grădinițe. Bani pentru a creșei se acordă și Norvegia, unde părinții pot primi și toți banii din salariul obișnuit pentru perioada concediului. Florentina Bălășoiu, ProTV.